Testați și probați fără încetare. Testați în fiecare zi, clipă de clipă, alte probe și încercări se vor ivi în viață în felurite forme. Care să fie rostul lor al încercării, al testării? Noianul slăbiciunilor să-ți vezi pe calea corectării. Omul devine realist, se va cunoaște tot mai bine cât e de mândru, egoist, testul să îl smerească vine. Lecții de viață dobândim, credința ne este probată, motive, scopuri ce nutrim, clar Dumnezeu îi le arată. Oamenii, teoriile, pretenții și doctrine, toate se dovedesc cu testele, desfalse sau adevărate. Diavolul vrea să fim testați, lui Dumnezeu să-i demonstreze că suntem răi și vinovați, că vom cădea să garanteze. Corect și drept e Dumnezeu când teste, încercări permite, spre a se dovedi mereu ce este în a noastră minte. Tot universul, iată-n, învață lecții prețioase, motive, scopuri, evident cum la iveală pot fi scoase. Testat, tragi o concluzie. Dacă credința ta e reală sau e doar o iluzie, descoperirea e vitală. Test dacă credem în minuni. Ca Dumnezeu să înfăptuiască, având 2 pești și doar 5 pâini, o mare gloată să hrănească. Testați credință dacă avem. Când pierderi lipsuri ne împresoară, când puși în fața lor suntem, cârtim că apa e amară. Suntem testați când prosperăm. De gândul egoist ne învinge, dacă de Dumnezeu uităm, la câtă mană azi vom strânge. Suntem probați prin cei din jur. Unii un test al vieții tale. Prin ei ispite prind contur, cum le răspunzi la provocare? Suntem la încercare puși cu falsități și amăgiri, de învățători mincinoși, vrei adevăr sau rătăcire? Să ne testăm e necesar chiar noi. Avem sau nu credință? Pentru a nu cădea din har, să fim treziți la umilință. Ne așteaptă un test fără egal, o strâmtorare generală, loviți de al răului val, toți vom intra în criza finală. Să fii un om verificat, apreciază testul, proba, de Dumnezeu când te-ai legat, n-ai fost examinat degeaba. Amin.